Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, în urma unor acțiuni specifice desfășurate în zona de competență, 13.869 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de peste 157.200 de lei. Marți 27 august, în jurul orei 9:30 de minute, s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei Siret, pe sensul de intrare în țară, o femeie cetățean român în vârstă de 54 de ani, conducând un microbuz matriculat în România. Existând suspiciuni că aceasta transportă țigări, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra microbuzului, persoanei și bagajelor. Astfel a fost descoperită ascunsă în vederea sustragerii de la controlul vamal în bagajele personale, sub capotă și în locașul roții de rezervă al autoturismului, cantitatea de 504 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Țigările în valoare totală de 756 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei. Și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Brodinea, județul Suceava, au descoperit pe raza localității Straja la sfârșitul săptămânii trecute 3 colete cu țigări de proveniență ucraineană, care s-au dovedit a conține 6.375 de pachete cu țigări în valoare de 74.500 de lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări în vederea depistării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.